suntem destul de bine pregătiți. Am plecat cam pesimiști. Temperatura a fost foarte ridicată până după Crăciun. Abia din 28 temperaturile au fost negative și bune ca să ne facem treaba. Din păcate, au fost și câteva zile în care din motive tehnice am mai ratat câte o noapte, dar în momentul ăsta stăm chiar foarte bine și am garanția că pârtia va fi în condiții dintre cele mai bune. Cât nu... de mult s-a muncit pentru a fi în condiții dintre cele mai bune? S-a, la modul sincer s-a muncit atât cât a fost nevoie, cam în ultimele 3 săptămâni, în fiecare zi, dar mai ales în fiecare noapte, că activitatea este în principal pe noapte, ziua sunt temperaturi pozitive și nu prea putem să lucrăm. Acum, în momentul ăsta, este pentru prima dată când este un pic călduț și mă bucur pentru lucrul ăsta, fiindcă avem de șlefuit pârtea și când e foarte înghețată este puțin mai greu. Încercăm cu tot felul de utilaje. Am noroc că când dau de greu, îl sunt pe domnul primar și găsește soluții. Acum nu prea lau de obicei, dar acum n-am încotro și chiar m-a scos din caz de 2-3 ori consecutiv. Da, suntem într-adevăr pe o pistă de sanie naturală, singura autorizată din sud-estul Europei. Și cred că aici este în mare parte meritul lui Tavi și al meu. Trebuie să-i dăm cezarului ceea cezarului. Dacă noi nu lucram și atunci la pârtie pe timp de noapte și cu verificări și cu controle din toate instituțiile posibile din țară, cu toate împotrivirile, pârtea a fost realizată și iată-ne acum că ne bucurăm de o ediție nouă care va fi pentru dorneni, eu zic, un lucru foarte plăcut și bun. Și chiar pentru români. Este cea de-a 7-a ediție pe care o organizăm la Vatra Dornei. Din circuitul 2019-2020 este a 3-a etapă de cupă mondială. Așteptăm delegațiile națiunilor care vor ajunge începând de săptămâna viitoare. Încă nu știm numărul exact și fiecare națiune care va lua startul în competiția noastră, însă le urăm succes tuturor și îi așteptăm cu drag la Vatra Dornei. Și un mesaj pentru echipa României? Succes și să fie fără accidente.